Problema modificării legii electorale din România, doamnelor și domnilor, ar putea fi discutată în plenul Parlamentului European. Socialiștii vor să bage acest subiect chiar pe ordinea de zi. Colega mea, Sabina Iosub, ne explică. Sabina, bună ziua! Bună ziua și bun găsit, vă spun de aici, din Bruxelles. Este un subiect ce a fost pus în discuție în conferința președinților și va fi decis acolo. Așadar, în acest moment, socialiștii vor o întrebare, aceasta este formula tehnică, să spunem, o întrebare către Comisia Europeană, prin care să se clarifice dacă ceea ce spune Comisia de la Veneția în legătură cu perioada în care poate fi modificată legislația electorală este un lucru ce trebuie aplicat sau nu în România. Cam acesta, să spunem, că ar fi în mare subiectul. Ce înseamnă în mod concret acest lucru? Dacă această procedură este aprobată în plenul Parlamentului European, fie săptămâna viitoare la Bruxelles, fie peste două săptămâni la Strasbourg, în plenul Parlamentului European, așadar, va fi adresată această întrebare, va fi ca un soi de dezbatere asupra situației, prezentându-se ceea ce s-a întâmplat în România în legătură cu acest subiect, venind Comisia la rândul său cu o explicație în legătură cu partea tehnică a acestei probleme. În ceea ce privește felul în care se împart majoritățile aici la nivel european, vă spuneam că socialiștii sunt cei care vor să introducă acest subiect pe ordinea de zi prin vocea liderului lor, Irache García Pérez, cea care la începutul acestei săptămâni, chiar luni, dacă nu mă înșel, a venit cu un mesaj destul de dur la adresa României, la adresa guvernului din România, respectiv le-a spus celor din România că ar trebui să fie foarte atenți la aceste modificări și să respecte ceea ce se cere prin Comisia de la Veneția, pe de-o parte, și pe de altă parte să nu o ia pe panta pe care au luat-o țări precum Polonia și Ungaria în ceea ce privește respectarea statului de drept. Irache García Pérez, așadar, este cea care cere această dezbatere. Vom vedea în ce fel joacă cei de la Renew, conduși de un român, Dacian Cioloș, pentru că, evident, cei din PP, care sunt reprezentați din partea României la nivelul PNL, aici în Parlamentul European, evident că vor fi împotriva acestei dezbatere. Așadar, putem spune că trebuie ca ochii să fie atintiți pe USR Plus în perioada următoare pentru a vedea în ce direcție vor înclina aceștia balanța la nivel european, Linda. Mulțumesc foarte mult, Sabina.